Potrivit datelor statistice furnizate de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, în perioada 2011-2019, România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul nașterilor înregistrate la adolescente, fenomenul copiilor cu copii având consecințe atât asupra situației mamei, cât și asupra sănătății fizice și emoționale a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Cu ocazia campaniei Protejează-ți sănătatea, sănătatea reproducerii, dreptul și responsabilitatea ta, compartimentul evaluare și promovarea sănătății și educației pentru sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara organizează acțiuni de informare în rândul adolescenților, atât în unitățile de învățământ, prin distribuire de materiale informative, cât și în mediul online, prin postare pe contul de Facebook al Direcției de Sănătate Publică.